Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft tabăra de vară. Frați și surori, după cum puteți vedea, tocmai ce am ajuns acasă după mica vizită pe care am avut-o la acea clădire, boys, unde am aflat că diseară trebuie să mă întâlnesc cu fosta mea iubită, care este o criminală, pentru că trebuie să vorbim ceva și tocmai de aceea sunt și puțin speriat, boys, însă fiți atenți și am făcut mare atenție. După cum puteți vedea, în momentul de față aici în tabără, în zona asta unde locuim noi, sunt doar eu împreună cu șoferul și totodată, chiar acum o să zic la șofer să plece pentru că mi se pare destul de ciudat că stă aici. Domnule șofer, vă mulțumesc foarte mult pentru cursa pe care mi-ați oferit-o, v-am și plătit, așa că puteți să plecați practic. A fost o plăcere pentru mine să vă conduc, totuși nu am înțeles de ce ați vrut să mă așteptăm acolo atâtea ore. În fine, nu e treaba mea, zi frumoasă în continuare. Ei bine, băi și fete, tocmai urma să vă spun ce am făcut. Am așteptat acolo vreo 2-3 ore, am stat cu șoferul, i-am cumpărat un suc și am stat acolo pentru că i-am zis lui Alex să spună la profesoara Ardelea, nu știu, să le spună profesorilor că eu nu pot să vin la parcul de distracție. Adică acum toți colegii mei, după cum vedeți, totul e gol, sunt la parcul de distracții, boys, pentru că acolo s-au dus într-o mică excursie și eu nu m-am dus pentru că am zis că mă simt rău, ca să vin, boys, să le pun telefoanele la loc, pentru că după cum știți, le-am luat toate telefoanele, că în clipul trecut au fost furate. Așa că, boys, asta o să fac în momentul de față. Am aici și cartea pe care am luat-o de la Andra și fiți atenți, boys, că m-am gândit la o chestie super super ciudată cât timp eram pe mașină. Băi, gen, am înțeles că Andra, fosta mea iubită, ne-a furat telefoanele la toți. Însă, de ce a făcut chestia asta, boys? Adică, avea ceva în telefon ce trebuia să vadă? Adică, eu nu ascund nimic, nu înțeleg de ce ne-a furat telefoanele tuturor. Asta mi se pare destul de ciudat, boys. O să merg acum în camera lui Alex și o să-i pun telefonul lui. Asta e telefonul lui Samsung S9. Și o să-mi pun aici și telefonul meu, un Note 10 Plus. Și mai avem cele 3 telefoane, boys. Mamă, dar șoferul ăsta nu mai pleacă, boys. Mi se pare ciudat rău de tot. O să iau și aceste 3 telefoane și o să le duc în casa de lângă, unde locuiește Max cu Joshua și cu Daniela. O să merg aici în camera asta, boys, și o să le pun aici toate telefoanele. Let's go. Și acum, boys, o să aștept să vină Alex din excursia la parcul de distracții ca să vedem care-i treaba, boys. O să aștept să se facă seară, pentru că seara, man, o să mă duc în stația de autobuz, dacă v-ați uitat la videoclipul trecut, unde o să mă întâlnesc cu fosta mea iubită, pentru că și că vrea să vorbim ceva foarte, foarte important. Ideea e că n-am, eu o să-l aștept pe Alex să vedem când o să vină. Frați și surori, tocmai ce eram la baie și uitați-vă cine tocmai a ajuns acasă. Alex împreună cu toți copii, acolo vedeți că e și Joshua, Daniela și Max, au venit de la parcul de distracții. Sunt chiar foarte curios să văd reacția lor când au observat că, băi, telefoanele sunt înapoi, știi ce zic? Dar eu, într-un fel, băi, i-am spus lui Alex că mă duc să recuperez telefoanele, însă nu vreau să-i zic toată povestea, nu vreau să-l pun în pericol și el e prietenul meu și înțelege chestia asta. Salut, Alex, frățioru, ce zici, cum a fost la parcul de distracții? După cum am vorbit cu tine, telefoanele sunt înapoi. Ce părere ai, frățioru? Marius, frate, ne-a dus telefoanele înapoi. Cât de tare, nu o să te întreb ce ai făcut, aștept să fie momentul potrivit în care o să-mi zici. Deci, boys, Alex oficial e cel mai bun prieten al meu, e cel mai înțelegător, adică înțelege că, bă, nu pot să zic despre situația asta pentru că îi pun viața în pericol și, bă, mă lasă gen să fac treaba și nu mă stresează cu întrebări și toate chestiile astea. Dar am o veste destul de proastă pentru tine. Hopa, boys, ce veste poate să fie mai proastă decât gen ce o să se întâmple diseară? Ei bine, eu am făcut ce mi-ai zis. Am mințit că te simți rău și vrei să te culci și toate alea. Ok, deci da, boys, v-a zis lui Alex să zică că mă simt rău, că de-aia nu pot să vin la parcul de distracții. Dar profesoara Ardeleanu are camere peste tot și a zis că a văzut că tu nici nu ai fost la cabană și ai venit abia după câteva ore. A zis că diseară vrea să mergi să vorbești ceva cu ea pentru că îi se pare o foarte mare nesimțire ce ai făcut. Boys, profesoara Ardeleanu și-a dat seama că a mințit și că nu m-am simțit rău. Mamă, boys, sper să nu cumva să afle unde am fost. Nu cred că poate să afle unde am fost, nu? Adică, băi, până la urmă nu-i mare chestie. A văzut că, na, eu nu am fost la cabană, am fost plecat undeva și am mințit, însă sper că nu poate să afle unde am fost. Hai să mergem, boys, înainte să mă duc să vorbesc cu profesoara Ardeleanu. Vreau să merg și la Max, la Joshua și Daniela să-i întreb care-i treaba cu telefoanele. Salut, Max, frățioru, cum a fost la parcul de distracții? Știi că eu m-am zis destul de rău, însă am auzit că v-ați recuperat telefoanele. Ce gen și eu și Alex, ce mare coincidență, ce să zic. Salut, frate, ai auzit că ne-am recuperat telefoanele? Chiar nu înțeleg cine le-a furat și mai ales de ce, având în vedere că deja ni le-a dat înapoi.
Asta mă întreb și eu, boi, de ce a furat, s-a spus să nu mă aud ăsta, de ce a furat Andra telefoanele? N-are niciun sens, gen, trebuie, e ceva la mijloc, trebuie să aflăm, boi, de ce le-a furat, că așa n-are niciun sens, așa să le fure numai ca să se afle în treabă, n-are niciun sens, efectiv, hai să vedem. În fine, am auzit că ești în mare probleme, profesoara Ardeleanu e supărată rău pe tine. Băi, m-ați bădat și tu și ales să nu mă speriați, man. Chiar așa e mare chestie că s-a supărat profesoara Ardeleanu pe mine. Adică ce poate să fie așa de rău? O să mă duc și la prietenii tăi. Salut, bă, Joshua și Daniela. Bă, spuneți-mi și mie care-i treaba cu profesoara Ardeleanu. Am auzit că v-ați recuperat telefoanele, însă toată lumea îmi zice că mamă s-a supărat pe mine, ce mare chestie e asta. Da, Marius, ne-am primit telefoanele. Apropo, ce ai făcut, cât timp ai stat la parcul de distracții? Și da, profesoara Ardeleanu e foarte nervoasă. A zis că ea s-a agitat atâta să facă tabăra asta, să găsească activități care să ne placă la toți și tu minți ca să nu te prezinți. Pe bune, e foarte nervoasă. Mamă, boys. Sper să nu facă vreo prostie profesoara Ardeleanu. Adică ce poate să-mi facă? Poate numai să mă certe, nu? Nu poate să... îmi interzică să fac chestii sau ceva să mă pedepsească. Boi, dacă mă pedepsește, sunt ca și mort, pentru că eu de seară trebuie să mă văd cu fosta mea iubită. Daniela, tu ce crezi, că o să mă pedepsească sau ceva? Eu zic că nu o să-ți facă nimic, Marius. Maxim o să te pedepsească câteva zile ca să nu mai ai voie să ieși din casă. Sau o să-ți ia telefonul sau ceva. Nu cred că o să fie nimic mai grav. Astea sunt cele mai grave chestii care se pot întâmpla, boys. Deci poate să-mi ia telefonul și să mă oblige să stau în casă, bro. Bă, nu e bine deloc ce se întâmplă. Mamă, man. Ok, boys, ok. O să merg chiar acum la Rex. O să mă pun puțin în pat pentru că nu am dormit aproape deloc noaptea trecută. Și o să aștept să se facă așa puțin seara ca să mă duc la profesor Ardeleanu. Mamă, boys, sper să nu mă pedepsească. Bun, frați și surori, dacă vă uitați pe geam, vedeți că deja soarele apune și profesoara Ardeleanu a ieșit la ea în față, la casa unde locuiește, boi, și cred că este momentul să mă duc să vorbesc cu ea. Alex, frățiorul, ce zici, o să mă pedepsească? Băi, a venit seara, mergi la profesor Ardeleanu deoarece te așteaptă în fața casei. Ai grijă, ești primul pedepsit din această tabără, sperăm să nu te folosească drept exemplu și să te dea afară, Doamne ferește! Boys, dar doar n-am fost la parcul de distracții, ce am făcut așa mare crimă, efectiv. De ce să mă pedepsesc așa de rău, n-are niciun sens, bro. Ok, hai să mă duc să vorbesc cu ea, bă, mi se pare ciudat ce se întâmplă, pe bune. Ce naiba, de ce să mă pedepsesc așa de rău? Bună seara, profesor Ardeleanu, vreau să vă spun că îmi pare rău că am mințit, însă m-am simțit destul de rău. Ideea e că am ieșit și la un suc, m-am simțit rău de acolo și de-aia am zis lui Alex. E o poveste mai complicată, însă îmi pare rău că nu m-am prezentat la parcul de distracții. Salut, Marius, vreau să spun că sunt dezamăgit de tine. Când Alex mi-a spus că te simți rău și nu poți merge la parcul de distracții, m-am gândit, of, sărăcuțul să văd ce face, și când m-am uitat pe camere, tu abia ajungeai acasă dintr-o mașină. Acum nu am timp de tine și de scuzele tale, nu o să te întreb unde ai fost, îți spun doar atât, merge în cabana la tine și ia telefonul. Îți iau telefonul pentru o săptămână, dacă vrei să vorbești cu părinții tăi, vii la mine. Mamă, boys, băi, nu e bine ce se întâmplă. Man, ok, o să nu să-i aduc telefonul. Bă, mi-a luat telefon. Ok, asta nu ar trebui să mă facă, gen, să mă pun în dificultate, nu? Având în vedere că, na, eu când mă văd cu Andra, o să mă pun numai așa, gen, n-am nevoie de telefon. Hai să-mi iau telefonul de aici, 90 plus, să-i dau profesoara Ardeleanu. Și după, boys, o să mă pun în pat, pentru că aștept să vină miezul nopții ca să mă văd cu Andra. Uitați de aici și promit că nu o să mai fac. Poate dacă sunt cu minte, mi-l dați înainte înapoi. Și ce zic, hai că eu o să plec. Bum, băi, și vedeți, după cum puteți vedea, deja se face seară. O să aștept puțin și după o să mă duc în stație de autobuz ca să văd într-un final ce naiba vrea fata aia de la mine. Frași și surori, după 3 ore de stat în pat, cred că am prins momentul perfect. După cum puteți vedea, Alex este la baie, eu m-am luat 7 prăjituri și de-astea, însă fiți atenți, băi, o să cer să ies din casă, fiți atenți. Ok, mamă, o să ies pe aici să mă vadă Alex, ok, boy, sper să nu mă vadă nimeni, avem o mare, mare problemă, însă cred că a găsit și o rezolvare, mă gândeam cum naiba o să ajung la stația de autobuz, pentru că cu mașina, boys, fac până acolo 20 de minute, pe jos aș face ore întregi, efectiv, așa că m-am gândit la o chestie, aici, lângă piscină, sunt niște biciclete, boys, o să iau bicicleta aia și, bă, sper să ajung în vreo...
40 de minute sau ceva de genul, pentru că nu vreau ca Andra să mă aștepte să se enerveze și să facă vreo prostie. Așa că o să merg pe aici, uiteți-vă boys acolo. Uiteți-vă, sunt multe biciclete, boys. Poți să iau bicicletele astea și să mă duc în stația de autobuz. Da, men, asta o să fac, care să o iau, boys, let's go. Uite, o să iau pasta roz, nu știu, mi se pare mișto. Ok, hai că mă duc la stația de autobuz, ne auzim când ajung acolo, let's go. Frați și surori, după cum puteți vedea, ăsta este semnul stației de autobuz. Acum urmează să mă duc înăuntru să văd dacă o găsesc pe Andra. Ca să vorbim, boi, să vedem care e treaba, ce vrea cu mine. Hopa! După cum puteți vedea, acolo sunt două persoane. Bănuiesc că e Andra împreună cu cineva. Mamă, sper să nu fie ceva nașpa, să fie cineva care să mă bată sau, Doamne ferește. Ce naiba? Stați, ce naiba e asta? Ia, Andra cu hacker. What? Boys? Care e treaba cu băiatul ăla? Bună, Andra, nu ne-am mai văzut de așa de mult timp. Care-i treaba cu băiatul ăsta? De ce e și el aici? Parcă trebuia să ne întâlnim numai noi doi. Bună, iubitule, ha-ha-ha, nu mai sunt iubitul tău. Ne revedem după atâta timp. Nu avem mult timp, așa că vreau să trec fix la subiect. Nu am venit aici să te rănesc, am o misiune pentru tine. Și ei bine, dacă nu o faci, o să ai de suferit. What? Deci, boys, trebuie să fac o misiune, trebuie să fac ceva pentru Andra, că dacă nu o să am de suferit, ok. Domnul hacker pe care l-am angajat o să-ți dea toate detaliile. Ok, deci Andra s-a întâlnit cu mine pentru că vrea să fac ceva pentru ea. Bun. Domnule hacker, care-i treaba cu tine? De ce ai venit aici? Salut, domnule Marius, să spun cât de sincer poți, cât de sincer pot că te afli într-o situație foarte nașpa. Îți amintești seara în care Andra a venit și a furat telefoanele colegilor tăi? Da, mi-o amintesc, a fost ieri seara. Ei bine, poate te întreb ce a făcut cu ele. Îți spun eu, nimic. Cum adică? Stați că nu înțeleg. Dar tu ai făcut ceva. În chestul de lângă noi sunt 3 filmări trucate de mine în care se vede clar că tu ai furat telefoanele, fiind singura persoană din toată tabăra care s-a aflat în cele două case în momentul în care s-a dat spargerea. Totul s-a filmat și am editat-o cu efecte speciale pe Andra ca să pară că tu ești în videoclipul ăla. Boys, da-i a furat Andra telefoanele, man. Să există o filmare în care cineva fură ceva ca să mă șantajeze pe mine. Ce e aici, boys? Filmare ora 12.04, filmare ora 12 și 10 minute și filmare ora 12.24. Boys, efectiv hackerul ăsta a editat filmările ca să pară că eu am furat telefoanele. What? Astfel, dacă nu accepți misiunea pe care ți-o dă Andra, aceste filmări plus încă altele pe care o să le fac, care o să te pun în cele mai jenante ipostaze, o să ajungă pe internet. Eu zic să accepti, nu te pune cu nebuna asta. Boys, ăștia mă șantajează. Ok, spuneți-mi odată ce naiba vreți de la mine, boys. Mamă, deci trebuie neapărat să fac misiunea aia, pentru că nu o să mă fac de râs. Au editat filmările ca și cum eu aș fi furat telefoanele. Andra, despre ce-i vorba? Deci, eu nu sunt aici pentru tine. Sunt aici pentru răzbunare, pentru o veche cunoștință. Hopa! Când mă pregăteam pentru niște teste importante din viața mea, am mers la meditații la o profesoară. Mai exact, la profesoara Ardeleanu. Deci Andra e în conflict cu profesoara Ardeleanu. Și eu, gen, ce treabă am o toată chestia asta? Ei bine, fiind o profesoară de psihologie, mi-a aflat secretul. Parcă m-a mirosit și s-a dus la poliție. Am fost căutată peste tot și a trebuit să plec din orașul respectiv. Povestea este mai lungă, dar nu știu dacă pot avea încredere să ți-o zic pe toată. Mamă, boys, deci profesoara Ardeleanu, fiind o profesoară de psihologie, și-a dat seama că Andra are tendințe de criminal în serie și s-a dus la poliție, bro. Ok, și care-i treaba, gen? În fine, în chestul de lângă mine se află o poțiune. Mâine dimineață, la micul dejun, mergi și o torni în paharul profesoarei. O să-i dai o travă și o să moară. Dacă în termen de 48 de ore nu se aude în tot orașul că profesoara a murit, filmările ajung pe net. Cred că nu mai trebuie să zic, că nu trebuie să zici asta la absolut nimeni. Boys, Andra mă pune să o trăvesc pe profesoara mea de psihologie, pe profesoara din excursie, din tabără, ca să nu ajungă filmările pe net. Fraților, ce mă fac? Să mă duc la poliție, să vorbesc cu altcineva? Ce naiba pot să fac în momentul de față? Scrieți neapărat la comentarii, deci nu știu ce să fac, sunt într-o situație foarte, foarte nașpa.